Discutăm legea salarizării nu doar cu noi, cei din opoziție, cu partenerii sociali, ca să nu mai trebuiască să o schimbăm de nenumărate ori, iată, avem un foc, am mai făcut câteva legea la salarizării și toată sunt obiectivă astăzi. Să facem o lege a bugetului care să nu semne bani doar pentru cei de la PDL și eventual după aceea doamna Anastase să mai vină cu amendamentele opoziției să le fură de aici. Și categoric, niște parteneri de discuție între putere și opoziție, care într-adevăr să putem discuta de interesele personale și dorința de a rămâne în funcție, ia doamne Anastase, ia doamne toate sau celorlalți, și ceea ce este bine pentru România. Nu către noi a vorbit prea Băsescu astăzi, către cei care au stat în sală, dacă înțeleg acest mesaj, în partea PSD-ului există toată deschiderea pentru acest tip de moratoriu. De asemenea, însă, Traian Băsescu trebuie să ne sprijine pe noi cei din opoziție, să avem un moratoriu cu cei de la putere, un moratoriu împotriva corupției instituționalizării. În acest moment, prin acțiunile Guvernului Pop, corupția este cea care conduce în mod instituțional România. Banii publici se îndreaptă numai către Partidul Democrat Liberal și către clienții acestora și nu putem să facem legi bune, atâta timp cât țin de zi banii României sunt direcționați numai și numai către un partid politic și către clienții. Da, Dacă pornim fiecare, spunem numai formula noastră, asta nu înseamnă consens. Noi suntem dispuși, Comisia de Educație, condusă de un senator PDL, vicepreședinte doamna Andronescu, să discutăm cu toate forțele politice, să facem o lege a educației, nu pentru UDMR, și nu pentru PSD, și nu pentru PDL, și pentru copii și pentru profesori. Dacă înțelegem acest lucru, legile celelalte le facem pentru România, nu le facem pentru femei sau pentru domnul Băsescu. Mai vreau să spun un lucru. Discursul domnului Băsescu că tot ce este rău în România din cauza opoziției e un discurs ridicol și pueril. Numai dictaturi acolo, dictatorii sunt supărați de opoziție. Noi nu avem majoritate în Parlament. Până acum, din păcate, multe măsuri proaste au fost adoptate de către putere pentru că au majoritate. Și mai spun încă o dată, mesajul președintelui Traian Băsescu, dacă eu l-am înțeles corect, sper să nu-l schimbe până de seară, este către cei de la PDL, renunțați să mai acoperiți și să mai legitimați o fraudă are în Parlament, renunțați să mai oferiți mașini, birouri și funcții doar pentru că unii au trădat opoziția și au trecut la putere, discutați normal cu cei din opoziție și haideți să adoptăm legi pentru România, nu pentru Anastase, nu pentru Nicolicea și pentru toți ceilalți. Ele puteau fi. Bun, și atunci sacrificăm întreaga Românie de dragul doamnei Anastase. E decizia președintelui Traian Băsescu și a PDL-ului. Un om, semnalul către toți românii este că un om oricât de important și orice funcție are, când este prins curând, este sancționat. Președintele a vorbit de moratoriu, n-a vorbit de o amnistie pentru poți. N-a spus, haideți să o iertăm la Anastase că a furat. A spus, haideți să rezultăm o bătălie politică și mesajul a fost pentru cei din sală. Din punctul nostru de vedere, noi suntem oricât pregătiți să revenim la lucrările Parlamentului, atâta timp cât avem un partener care nu fură votul și care nu a fost dovedit în fața opiniei publice că nu poate fi un partener de dialog. Altfel, suntem pregătiți și de astăzi. Dacă discutăm, dacă vedem ce este bine pentru România, păi că stați puțin. Parlamentul, în păcate, este blocat de, iată, de o lună și jumătate, doar pentru ca doamna Anastase să-și țină funcția. Altfel, până acum puteam să adoptăm cel puțin două sau trei dintre aceste legi. Vorbim de legea salarizării unice, n-a trimis un guvern. Vorbim de legea bugetului, n-a trimis guvernul legile astea. Ce avem de adoptat? În rest, încă o dată spun, cred că Traian Băsescu s-a săturat să țină brațe pe cei care pe aici ori fură la vot, ori votează ceva ce nu știu,
Ori nu sunt în stare măcar să spunem pentru ce vin la Parlament, nu sunt în stare să vină vreodată toți. De-aia trebuie să fie la vot, că Fiulescu nu vin la aici. Din acest punct de vedere, noi, opoziția, suntem oricând de acord. Dacă va fi cazul pentru interesul României, să-i ajutăm să fie destul la vot. Dar mesajul de astăzi a fost pentru pederiști, pentru aliații. Deocamdată nu avem nicio lege în față. Trebuie să adoptăm ceva ce nu avem. Al doilea rând, mai spun încă o dată și încă o dată. Traian Băsescu astăzi, sper că a dat un mesaj clar de schimbarea guvernului Anastase din funcție și de oprirea schimbărilor neconstituționale la regulament doar pentru a da satisfacție celor de la independenți, le-au dat toate funcțiile, le-au dat toate mașinile și uitați că tot vin la plec ca să voteze legile. Poate că a înțeles Traian Băsescu că dacă mai vrem să avem un Parlament și o țară democratică, trebuie să refaci un dialog pe care nu l-am oprit noi. Dialogul cu cei de la putere l-au oprit ei crezând că sunt prea puternici, iată că s-au dovedit că nu sunt atât de puternici, sunt incompetenți și sunt incapabili de a pune ceva în practică. Dacă au înțeles acest, cred că Traian Băsescu l-a înțeles înaintea Anastase și acelor de la PDL, că sunt total incapabili. Și atunci, asta e, trebuie să facă un pas înapoi, să-și recunoască propriile greșeli și noi suntem dispuși să trecem, să vă spun, sunt multe alte lucruri, nu doar furtul de la ședința colegii a pensiilor, sunt multe alte abuzuri comise de cei de la putere. Rezultatul, iată, suntem în noiembrie, suntem într-o situație mai rea decât era.